La 25 de ani de la lansare, filmul Titanic, considerat unul dintre cele mai emoționante din toate timpurile, va reveni în cinematografe, însă într-o versiune actualizată care va fi disponibilă de luna viitoare. Filmul Titanic va reveni în cinematografele din toată lumea în 10 februarie 2023. Este vorba despre o versiune mult mai îmbunătățită a peliculei lansate în 1997. Personajele și povestea sunt aceleași, dar acum filmul va putea fi vizionat în format 3D, 4K și HFR. Cu toate că au trecut 25 de ani de la lansare, destinul tragic al lui Rose și Jack rămâne în continuare o poveste de dragoste cel puțin emoționantă, iar regizorul James Cameron a dorit să marcheze acest moment prin lansarea unei versiuni actualizate. La Globurile de Aur 2023, regizorul James Cameron anunța faptul că filmul Titanic va avea o continuare, care va ilustra povestea dintre Rose și Jack într-o versiune actualizată. Tot atunci s-au vehiculat și numele care îi vor interpreta pe cei doi protagoniști, mai ales că mare parte din fani și-ar fi dorit să îi vadă pe aceiași actori în noua versiune. Regizorul explica faptul că Leonardo DiCaprio nu a fost deloc ușor de convins să intre în pielea lui Jack, mai ales că rolul său a stârnit multe controverse. Nu doar posibilele reacții au dat de gândit actorului atunci când i s-a propus rolul, ci și povestea în sine, despre care spunea că este plictisitoare. Tot atunci, James Cameron a dezvăluit că filmul nu ar fi fost la fel dacă nu ar fi fost în distribuția aceiași actori care au scris istorie, Leonardo DiCaprio și Kate Winslet. De departe, scena care a fost comentată este cea în care Jack se sacrifică pentru a o salva pe Rose și rămâne minute bune în apă rece. Ulterior, cei care au văzut filmul au spus că era loc și pentru tânărul care făcuse tot posibilul ca Rose să scape cu viață, relatează spynews.ro.